Ai culeața bună de la Cehia de aici. Toată lumea doarme. Mamă, ce gheară de vulturi, de crab a răsta pe camion. Da. Nu știu ce să zic, nu de mult m-am trezit. Și vreau să mă apuc să strâng un pic de pe aici, să-mi fac un pic de ordine. 9 și 28. Serios? Da, da. Așa. Deci nu știu cu ce să încep. Am lăsat astea așa. Aș vrea să le scot un pic afară. Ăștia sunt pantalonii care i-am purtat aseară. Tu se strâng și pe ăștia. Uite așa. M-am stat acum dimineață, mi-am făcut o cafea. Chiar am dormit destul de bine, pe la vreo 12 m-am pus la somn. Așa. Mi s-a părut ciudat să merg în bermude, știi? Să descarc, a trebuit să descarc. Mamă, și aici e jihad, frate. Ia uite de ce e aici. Tolai, fetă. Bă, deci asta trebuie să scap de ele cumva, mă. Serios. Ăsta-i hanoracul. Nu știu dacă o să-l mai port. Probabil că o să-l mai port. Face și ăsta așa. Ăsta. Să mă pus să-mi strâng un pic pe aici. Vreau după aia să merg. Sunt într-o parcare și vreau să merg să-mi fac aici un duș, că am văzut că au duș în Cehia, știi? Așa. Trebuie să fac o reorganizare pe aici, mă. Astea sunt cerealele alea, mă, care mi l-a dat ăia de unde am încărcat. Știi, am mai mâncat din ele, nu zic nu, dar nu trebuie tot timpul. Ăsta e ăla de la Tepelin care l-am cumpărat. Acest biscuiții. Să punem ăsta așa. Ăsta aici. Ăsta nu știu unde să-l mai am niște pipe aici, știi? Ăsta sunt alea de rezervă. Bine că am reușit și am ajuns în Polonia, frate, și mi-am cumpărat de acolo. Asta e capișonul. Până așa. Asta e geaca mea. Așa. Știu unde să le pun pe toate astea, mă, frate. Aș fi vrut să fac o geantă, știi, și să bag lucrurile care nu-mi trebuiesc, dar e irelevant, pentru că a fost, uite, cum e acum, soare, frumos. Și a trebuit să merg să descar și ghișce. Bă, frate, jumătate de oră a început ploaia, frate. No, trebuie să iau asta pe mine, că n-am ce să fac. Sticlele astea le țin pentru că le mai umplu cu apă de la Amazon, știi? Pun aici. Pun și ăsta aici. Și ăsta aici. Și ăsta aici. Aici am iarăși un bidon. Aici am camera. Da, așa. Nu lasă-le așa cât de cât. Să vedem aici care-i treaba. Aici e treaba cu internetul, bun. Asta e telefonul de la lucru. Asta e telefonul lui Valentin. Asta e telefonul cu internetul. Să pun și pe ăsta aici. Așa. Ia uzi, băbiță. Tu l-ai vedea ce sunet a scos ăla. Aseară a trebuit să dorm cu capul acolo, pentru că stă camionul așa într-o parte, știi? Da, păi nu. Se mai împlântă. Trebuie să iau firele astea. Să mi le pot pune aici. Aici am ăsta. Ăsta sorocit. Da. Pot să-l pun. Oh, nu cădea, nu cădea. O butelie din asta vreau să mă iau, eu, știi? Oricum are destul în ea. Trebuie să o pun aici. Să închid asta.
Aici am țin lucrurile mele, ca să zic așa, lucrurile mele, lucrurile vecinilor. Am ceai, zahăr, cafea, o cană, cappuccino, 3-in-1, mai multe chestii pe aici, deja devine neîncăpătorul ăsta. Aici am vesta, aici am niște haine murdare, aici am niște alune, aici am niște pipe din Nemția, am niște nucă, în sfârșit, din astea. Așa, mai departe. Mai departe, trebuie să luăm ăsta. Aș vrea să le mai scot un pic afară, știi, de câte ori am ocazia le scot un pic afară, știi? Încă nu le-am spălat, încă nu pot. E ok. Da, așa un pic, facem și cu ăsta aici așa. Facem așa. Și așa. O punem aici. Top, tararup, top, top, tarup, top, top, rup, top, top. O, perna asta așa am înnebunit-o. Tu l-ai vătă. Asta aici și mă ta. Să așezăm asta aici. Salteaua e destul de subțirică, ca să zic așa. Mi-a mai zis cineva să iau și salteaua de sus să o pun, știi? Da, nu văd sensul, că dorm foarte bine, dorm ok. Nu trebuie. Trebuie să luăm și asta, să-l punem aici. Este, uite, niște mizerie acolo, nu știu ce este. Ok, punem asta aici. Și asta aici, așa. Pe domnul Tweety, Tweety. Asta e să pun și ăsta. A început să se încălzească acum. Aseară că m-am pus la solanda, drumul la căldură. Bine, mă. Asta aici, ăsta am zis că trebuie să-l punem. Așa. Punem asta aici și asta din coace. Așa. Așa. Și așa. Nu bun, trebuie să punem asta aici. De cam așa. Excelent. Wow, deci foarte bune cablurile astea, pe cuvântul meu vă spun. De asta vă cum se numesc. Nu îmi dau seama ce scrie aici. Ah, Baseus, ba da, Baseus. Deci foarte bune, au și din ăsta, au și din ăla de încărcat. Foarte ok. Trebuie să las ăsta aici. Și pe ăsta la fel. Așa. Ce ar mai fi de făcut, Vasilica? Ăsta, ăsta trei, să le pun aici. Vreau să-mi fac un pic de ordine, știi? Așa. Ăla de cafea, șosetele. Șosetele nu-mi trebuiesc. Put, l-ai vetă. Asta mai aici. Acolo bate soarele. Bate soarele în câmpie. Good morning. Sunteți toți? Da, mă, sunt toți. A, ăla lipsa cu verde, hai aici. Am intrat un pic destul de greu aseară aici, pentru că era ceva, nu știu dacă mai este, cred că a plecat. Nu mai e. Era ceva camion transportator din ăla acolo cu mașini, știi? Așa. Aici trebuie să intervin. Pac. Punem așa.
Țuc. Așa. O, ce aer curat, frate. Aia, se mai întâmplă. Bine că sunt. Ce vorbești, pope, dar este la praf de nebunești, frate. Nu știu de unde atâta praf. No, bun, ar trebui să golesc o dată ăsta. Trebuie să golesc ăsta aici. Vezi, foarte lașpa că se parchează aici, că ieși, dar ieși și mai greu. Dar nu, n-ai ce face, frate, oamenii trebuie să pună și... Ăsta mi-a zis cineva să nu-l mai spăl, că este mai bună cafeaua. Dar eu tot îl spăl undeva la săptămână, ca să zic așa, îl spăl ca lumea cu zi, cu șampon, auzi, cu săpun din ăla, detergent din ăla, știi? Aici încă am lucruri care de acasă, care nu le-am... Nu le-am folosit, știi? Încerc pe cât posibil să am vreo 2-3 perechi de chiloți și vreo 5 tricouri care le tot rotez, vreo 3-4 perechi de șosete, unele le-am aruncat pentru că se murdăriseră foarte tare și dă-i pace, am zis, garbage. Punem ăsta aici. Trebuie să iau și ăsta. Tot timpul pun cafea asta aici în pat, frate, până într-o zi. Că scrumez și nu știu dacă știi, mi-am găurit pătura asta de două ori, am găurit și cearșaful trecut și am cusut-o, frate, n-am vrut să renunț la ea, atât de mult îmi place, de jur, foarte mult îmi place. Iar de aici trebuie să iau odată ăsta, așa, și mai aici niște soluții și ăsta. Asta așa, mai trebuie ăsta și să punem ăsta aici. Am găsit soluția asta în Cehia, foarte ok. Vezi, mă, uite, mi-a zis cineva că pentru, vezi, scamele astea, să iau din ăla care, vezi, din ăla de animale, de câini, de pisici, știi, care adună părul ăla de câine, de pisică și aș putea să le curăț. Dar ideea, știi care, că sunt băxite de praf, frate, de... Uite, vezi că dacă dai așa cu mâna, se iau toate scamele astea. Vezi? E plin de scame din astea. Așa l-am luat. Dar mă deranjează chestiile astea. Asta normal ar fi trebuit, zi, trase la aspirator din ăla, știi? Aici nu mai sunt chiar atât de multe pe ăsta, l-am mai tot curățat, frate. Mă rog, nu, aici vreau să dau. Aici, știi de ce? Pentru că aici tot timpul îmi sare cafea. Ia uite, numai din astea de cafea.
De asta cred că pot să le și scot, pentru că nu mai au niciun randament. O să le și pun aici la garbage. Așa. Bagă praful ăsta, frate, peste tot. Așa, bro. Dă cărpicica aia. Facem aici așa. Mamă, știi ce mă bucur? Știi ce am rezolvat? O chestie foarte tare, care îi sunt recunoscător lui Alexandru, că mi-a dat modulatorul ăsta FM, frate, și acum pot să ascult chestii la sistemul mașinii, știi? Înainte nu se putea. Nu se poate conecta telefonul. Foarte mult mă ajută ăla. Mai mă uit, mai ascult chestii când merg, știi? Că aici e mizerie, bro. O să punem asta așa. Asta e aparatura aia din Cehia. Am lăsat-o la încărcat. Da, cred că e destul de nou, că îi ține foarte mult bateria la asta, știi? Așa, băbiță. Bun, mai departe scrie la abecedar. Super display-ul. Am alimentat din Polonia, e mai ieftin. Sper să reușesc să mai ajung prin Polonia, pentru că mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut în Polonia, pe cuvânt îți spun. Chiar cum spunea cineva, zice, băi, îmi place Polonia, mă simt ca la mine acasă. Și zic, bă, dar de ce? Păi zice, cam așa ar fi trebuit să arate țara noastră, știi? Da, bă, face sens. Așa. Trebuie peria asta. Am și papucii, dar nu i-am scos. Încerc să fac chestia asta care o fac acum undeva la 2 zile, știi? De ce? Pentru că doar întrețin, ca să zic așa. Să pun și ăsta la loc aici. E super clean. Pun asta înapoi. Trebuie să merg să-l duc la o baie, că e cam murdar. Așa. Să mă duc și pe partea cealaltă. Ăsta aici, nu știu dacă se vede, e o altă nuanță, ca să zic așa. Am vărsat cafea pe el. Da, uite-te, vezi, pe spate se vede.
L-am șters eu cât am putut, dar l-am pus aici la sirocou, știi? Să se usuce. Și căldura a fost atât de mare încât o topit un pic perii ăștia de la suprafață. Hai, ce faci, hai. Foarte faine preșurile astea. Asta a fost noi, l-au cumpărat noi. Uite, vezi, o grămadă de praf din ăsta și foarte mult praf e de la mine, ca să zic așa. Acum cred că mai poate sta cineva înăuntru aici. Le-am pus totuși pentru că să stau cu picioarele pe ceva, știi, să nu stau chiar pe ăsta, că am văzut că îmi transpiră picioarele când conduc și stau doar pe ăsta. Nu știu de ce. Dar când este preșulețul ăsta e mult mai ok. Deci asta. De aici am mai văzut eu niște mizerie. Așa, bro. Acum stai să pun eu asta. Una. Asta e foarte faină, peria asta. Am cumpărat-o din Germania tura trecută, frate. Foarte ok. Să pun asta aici odată. Asta aici. Cumva așa. Să nu se atingă de ăla. Și să o țin aici. No, bun. Să închid aici. What the fix. Așa. Aici să facem așa. Să nu mai vină domnul Sorel. 10:44. Mai am de stat până la e 10. La 2:20 și ceva mă pornesc. Ni, s-a activat ăsta, bro. Tu l-ai vedea. Lasă-l așa. Aici avem ăsta. Mai dau drumul din când în când la ăsta. Știi, mai am soluții cu mine. Foarte ok. Mai face așa un pic de din ăsta. Noaptea îl opresc. Ah, da, pentru ăsta n-am luat, vezi? Acum trebuie să iau, stai așa. Am și ăsta de dezinfectant de mâini. Asta e telecomanda de la reclamă. Asta stă pixul aici. Pipele la locul lor. Bricheta la locul ei. Așa. Cafeaua la locul ei. Șosetele aici. Ce ar mai trebui? Am vrut să mai fac ceva. A, să pun din alea acolo, da. Am aici. Cel puțin știu că aveam. Ah, bă, nu, astea sunt șosete, frate. Astea sunt niște șosete, le-am cumpărat. De unde le-am cumpărat? De la Kick. Și fii atent ce chestie, frate. Uite că am pus mâna pe șosetele astea. Deci fii atent aici. Ro, da? Costă 15 lei. Vezi? No, bun. Acum, în... mă rog, ăsta cu bulgară nu prea știu, 7 leva, Polonia, 15 zloți din ăștia și Germania, 3,99. E același preț, mă, 60% coton, n-ai să crezi. Nu știu, le-am luat eu că mi-au plăcut culorile, știi? Dar trebuie să îmi caut, am și de acasă,
Dar trebuie să-mi caut niște șosete din alea mici, subțiri, adică subțiri, cu... să nu fie lungi, știi? Să fie scurte. Uite-mă, ăsta îl căutam. Ăsta-s tot așa de la... Hai mă. Miros foarte fain astea. Le mai țin aici, nu știu dacă mai am. Nu cred că mai am. Ce mișto miroase, frate. Așa. Să las asta un pic deschis. De obicei le las închise pentru că îmi vine pe la spate, așa ca să zic, și nu-mi place. Mai folosesc și ăsta de la Rheon sometimes, uneori. Și mai am eu aici un uite că am pus mâna pe ăsta. Frate, îmi place foarte mult borotalco ăsta. Este foarte bun pentru alb sau negru, știi? Mai ales la alb, pentru că nu-ți pătează hainele. E foarte ok. Și miroase foarte bine. Eu cred că e unisex din ăla, știi? Cu ăsta mai dau normal când dau cu ăsta, pornesc motorul, dau pe recirculare pe interior, știi? Închid ușile tot. Dau cu ăsta, anulează orice miros și miroase foarte fain după aia, știi? Și după aia lasă să aerisească. Mai am foarte puțin. Așa. Cam atâta. Acum vreau să-mi iau și laptopul, să-mi descarc camera. Bun, o să-l și pun la încărcat, dar încă nu. Dar stai să pregătesc astea, să fie pregătite. Foarte fain, stai un pic că zic imediat. Așa. Foarte fain ăsta. E de 500 de W. Iar la mine pentru laptop, laptopul consumă 45 de W, nu consumă foarte mult, știi? Lasă-l aici că o să-l bag după aia. Și pornește când și când ventilatorul ăsta. Dar e foarte ok, chiar îți mulțumit de el. Îl las așa să fie și ăsta pregătit. Mai încolo să mă pun să mănânc un pic. Dar nu mi-e foame. Ia uză-l. Și cântă ăsta, e foarte fain, e ok. Și cam atât. Mai bag o pipă. Îmi descarc ăsta. Trebuie să-mi pun ăsta aici. Internet este, totul este foarte bine.